Cifrele de profil arată că piața asigurărilor private de sănătate este de aproximativ 20 de milioane de euro, în vreme ce piața abonamentelor medicale este de aproximativ 250 de milioane de euro. Experții din domeniul asigurărilor spun că există o mare diferență între cele două produse. Abonamentele oferă numai o parte din serviciul medical. Un serviciu medical complet pornește de la prevenție, apoi urmează un diagnostic pentru ca mai apoi să fie recomandat un tratament și în cele din urmă reabilitarea. Abonamentele de servicii medicale oferă mai mult diagnostic, medicina primară mai puțin prevenție, dar în niciun caz nu oferă tratament. Costul major al unui act medical apare la tratament. Aici intervine asigurarea care le poate acoperi pe toate, ba mai mult oferă ceea ce nu poate oferi un abonament medical. Asigurarea privată de sănătate oferă posibilitatea pacientului de a se trata atât la privat cât și la stat. Mai mult, clientul care încheie o astfel de poliță are posibilitatea de a se trata inclusiv în străinătate. Cu asigurarea privată de sănătate, pacientul primește o listă de spitale la care se poate adresa pentru a se trata. De partea cealaltă, abonamentul este unul restrictiv din acest punct de vedere. Clientul nu poate alege dintr-o gamă largă de spitale atunci când are o problemă de sănătate. În plus, abonamentul nu acoperă serviciile medicale din străinătate. Spitalizarea presupune un cost destul de ridicat. Astfel, o asigurare privată acoperă aceste costuri, în timp ce abonamentele s-ar putea să acopere doar o parte sub formă de discount. Atunci când vine vorba de intervenții chirurgicale, dar și de investigații complete, precum RMN sau computer tomograf, un abonament de sănătate la o clinică privată nu acoperă aceste servicii. Concret, o persoană care are nevoie de un bypass va trebui să scoată bani din buzunar pentru această intervenție chirurgicală, în vreme ce o asigurare privată de sănătate acoperă acest serviciu medical. Mai mult, o poliță de asigurări private de sănătate poate cuprinde servicii medicale disponibile în domeniul oncologic, iar pacientul poate beneficia inclusiv de medicație gratuită în caz de boală. Adresabilitatea este un alt aspect care face diferența dintre cele două produse. Asigurările private de sănătate oferă posibilitatea clientului de a fi consultat de orice medic, inclusiv de somități din domeniu. Acest lucru nu este posibil și în cazul abonamentelor de sănătate, acestea oferind eventual un discount pentru consultațiile oferite de medicii de excelență. Prețul este un criteriu destul de important, acesta fiind și motivul pentru care asigurările private de sănătate nu sunt răspândite la noi în țară. O astfel de asigurare are un preț destul de ridicat, nu toată lumea și-l permite. În cazul abonamentului, prețul este unul suportabil, mai ales că angajatorul acoperă costurile parțial sau chiar integral. Având în vedere acoperirea pentru servicii de tratament în caz de îmbolnăvire și accident, costul unei polițe de asigurări de sănătate variază în funcție de vârsta clientului, de serviciile medicale incluse, dar și de starea de sănătate a acestuia. De partea cealaltă, costul unui abonament depinde doar de pachetul ales. Asigurările private de sănătate sunt încheiate cu o companie de asigurări și permit accesul la un număr mai mare de clinici private și acoperă mai multe riscuri, inclusiv tratamente pentru cancer, servicii de transplant, evacuare aeriană de urgență, naștere, medicație și investigații imagistice de tip CT sau RMN. Cum se încheie practic abonamentele private de sănătate? Companiile mari încheie un contract de servicii medicale cu o clinică privată. În baza acestor contracte, angajații beneficiază de o serie de servicii medicale în sistemul privat de sănătate, fără să scoată un ban din buzunar. La fel ca și abonamentele medicale și asigurările private de sănătate pot fi încheiate de companii angajatoare pentru angajații acestora cu scopul de a le oferi beneficii suplimentare de motivare. În acest caz, companiile angajatoare achiziționează pachete de asigurări de sănătate de grup, ale căror costuri pornesc de la 15-20 de euro pe lună pentru fiecare angajat asigurat. Costurile pot fi acoperite parțial sau integral de angajator.